23. Exact, doar ăla. Dar nu mai este nimic. Cam jumătate de țară. Nu știu cum se numește echipa aia. CSM Digi, parcă. Da. Nu, ce-a zis? Exact. Cu Șani. Șani, dar zicea că numai ceva camel prost era. Dar, dar știi că o cutie din aia e 200 de grame. Bine. Dar cum să nu știu? De la Poli Timișoara? Unde-i? Dar vine, mă duc eu după ei sau vin ei? La, acum. Auzi, dar vin ei sau mă duc eu după ei să chem? Da? Aha. Dă-l și tu mai de multe ori în prim plan și sare la cap. Nu. Corect. Bine. Bine, bine, bine. Da, da. Bine. Rezolvăm. Bun. Am revenit în direct de pe stadionul Transil din Târgu Mureș, unde după primele 45 de minute, ASEA Târgu Mureș, Metalul Reșița, la egalitate 0-0, își notează ceva antrenorul celor de la Târgu Mureș, Edi Iordănescu, un antrenor adus la Târgu Mureș pentru a da o față nouă acestei echipe, pentru a o duce în prima ligă, din nou în prim plan, Paraschiv. Poate una din viitoarele achiziții ale celor de la ASEA Târgu Mureș. De partea cealaltă, Metalul Reșița, o echipă care revine în Valea Domanului, Vâlcea, mutată cu tot cu antrenorul Alexandru Pelici, l-aveți acum în imagine. Și cine nu-și mai aduce aminte de echipa Marius Popa,
Căprariu, Ibric, San Siro, Ciocoi, Doană, Ciucur, Ioșca Si, Claudiu Balagi, Sandu Rocco, Lupașcu, Stanciu. Chivu deja era vândut la Universitatea Craiova, Malinescu, pe la Rapid. Însă o echipă a Reșiței care făcea furori pe prima scenă a fotbalului românesc, o echipă de care foarte multă lume se temea, o echipă muncitoare, un Leo Doană, număr 10, adevărat, cu Ciucur, un jucător ce avea o explozie și o viteză sub 9 secunde și jumătate la sută, evident glumesc aici. Revenim la meci, tot Reșița, cea care face primul pas, mută prima pe tabla verde de șah aici la Târgu Mureș. La fel s-a întâmplat și prima repriză atunci când doar 40 de secunde le-au trebuit reșițenilor să trimită spre poarta lui Alessandro Caparco. Tot vorbim de formule. Caparco în poartă pentru ASEA Târgu Mureș, Homei, Patriche, Vârtic și Silachi pe linia de fund. Apoi Cioinac și Dan la mijloc, trei oameni în fața lor, Hanca, Bucu și Claudiu Bumba. Iar în atac, acest jucător care a deviat acum, Andrei Crețu, sibian de origine, Andrei Crețu. ...25 de ani, a venit aici de la Berceni. De partea cealaltă, Reșița, fosta formație celor de la CSM Râmnicu Vâlcea. Mihai Pascal, apoi Tomozei, Plecanciuc, Apostol, Vătăjelu, Neagoe, Breșneni, Claudiu Oară și Ișvan Sabo, Adi Stoica și Marco Enciu sunt jucătorii de atac propuși de Alexandru Pelici pentru această partidă. Adi Stoica, un jucător care evoluează atât atacant cât și în linia de mijloc. Claudiu Oară face schimb de locuri deseori cu acest jucător. O permutație continuă a jucătorilor de la Reșița în linia de mijloc. 5 jucători în permanență mișcare. Doar Enciu e undeva în față și linia de fundași bătând cuie. În rest, ceilalți 5 jucători și Oară la un moment dat vârf de atac și Adi Stoica. Să vedem acum pe Silachi, oprit din drumul său spre careul advers de către Tomozei. L-am uitat pe Mutică din fosta echipă a Reșiței. Mircea Bătrânul, fratele lui Florin Bătrânul, jucătorul celor de la Poli și de la Dinamo. Așadar o echipă care să vedem câtă lume va aduna, va aduce la stadionul din Valea Domanului la următorul meci pe care îl vor disputa în Liga Secundă. Până atunci e o etapă din Cupa României în care sunt angrenate și formațiile din Liga a doua. Târgu Mureșul joacă cu Sănătatea Cluj, în timp ce Metalul Reșița joacă cu Aurul Brad. Iar în cea de-a doua etapă a Ligii Secunde se vor întâlni la Vâlcea, FC Bihor, Râmnicu Vâlcea și FC Bihor. La Mioveni vine FC Olt, la Bistrița vine Motrul, CSU Craiova joacă cu Universitatea Craiova, la Reșița vine Olimpia Satu Mare, iar la Arad se deplasează gazda meciului de astăzi, FC Târgu Mureș. Așadar un nou meci tare pentru formația târgu mureșană în fața unei echipe ce a fost aproape de a pleca cu un punct de la Oradea, primit gol la ultima secundă a meciului de pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea. Caparco acum minge de angajament către Crețu, balonul îl sare, iar Apostol trimite calm cu capul propriului portar. Pascal se joacă puțin cu ritmul cardiac al lui Pelici. Cred că i-a sărit puțin inima din loc la această fază. Pascal a încercat să preia elegant
Nu s-a întâmplat acest lucru. Însă mingea fusese trimisă cu capul, a fost șansa lui Pascal de a trimite, de a prinde mingea în mână. Șutul lui Neagoe, mult peste poartă, trece și peste plasa de protecție din spatele porții, ce a menit să protejeze scaunele și spectatorii din acea peluză, goală în acest moment. Niciun spectator în spatele porții lui Caparcu. Din păcate, fanii celor de la Târgu Mureș încă reticenți în ceea ce privește acest nou proiect pe care îl propune ASEA. Sergiu Homei minge în lung de linie pentru Buhuș, respinge Vătăjelu, e acolo Breșneni, tot Breșneni, rezistă, pasul lui Adi Stoica, a încercat o deschidere pentru Ișvan Sabo, nu s-a întâmplat acest lucru. Și acum Homei la Parco. Așteptăm mutările celor doi antrenori. Deocamdată sunt jucători care se încălzesc undeva lângă banca de rezervă, celor de la Târgu Mureș. Cade Buhuș, cade Cioinac după o minge primită într-o zonă intimă. Un șut din 2 metri ce l-a prins nepregătit pe Ionuț Cioinac. Așadar, Reșița joacă împotriva unei nou promovate, Olimpia Satu Mare, a debutat, să spunem, cu stângul, a fost condusă cu 1-0 de Universitatea Craiova, a egalat în minutul 84. Din penalti. Așadar, un meci și acolo foarte, foarte interesant între două formații care au făcut parte din prima ligă. Minge trimisă de Crețu în afara terenului, de la margine vor repune jucătorii celor de la Reșița, Vătăjelu, din nou Agale, ceea ce irită spectatorii. Evident, vor să vadă goluri din partea propriilor jucători. Un faul făcut de Alexandru Buhuș. Buhuș a jucat la Politehnica Iași, la Victoria Brănești, la Petrolul Ploiești. A fost împrumutat la Poiana Câmpin, acolo unde l-a avut antrenor și pe Edi Ordinescu. Mingea sare pe Cioinac. Hanca. Pase cu călcâia lui Buhuș. Până la un punct eficientă. Plecanciuc. Se grăbesc jucătorii celor de la Reșița. Andrei Neagoe. Trimis din prima. Minge de urmărire. Enciu era undeva la vreo 5 metri de el. Nu avea cum să alerge după această minge. Cioinac. Urmărit de către Breșnii. Cioinac. Stoica e cel care face pressing. Marco Enciu. Hai, Dane! A încercat să pună presiune Enciu, însă nu s-a descurcat deloc bine până acum ca singur vârf. Poate că Alexandru Pelici va încerca să forțeze cu două vârfuri. E o pâine de mâncat. Vătăjelu trece de doi jucători, dă apoi o pasă greșită. În momentul în care Pelici ar trimite încă un atacant în teren, lucrurile nu ar mai fi la fel de simple pentru cei patru apărători de la Târgu Mureș. Deocamdată Enciu nu poate face foarte multe. Imediat e luat în primire fie de Patriche, fie de Vertic și acolo se încheie aventura reșițenilor în terenul advers. Acum o nouă lovitură de colț, cea de a șaptea acestei partide pentru Târgu Mureșeni.
Minge înălțată. Tomozei sare pe lângă Claudiu Oară, e cel care sare în prima fază pe lângă minge, tot el se înalță, trimite cu capul în afara terenului. Loran Sileghi de la margine aruncă și o face până Dan, combinație între cei doi jucători. Bumba, însă repunerea lui Sileghi blocată, aruncare de la margine și un conflict între Sileghi și cred că e Andrei Neagoi acolo, într-adevăr. Decarul reșițenilor și capitanul de echipă al celor de la Târgu Mureș avertizați verbal de către arbitrul acestei întâlniri. Ovidiu Mazil din Satu Mare este centralul acestei partide, ajutat de cele două tușe de către Florin Neacșu și Romica Bârdeș. Calmați, nu au acordat decât un singur cartonaș galben până acum. Ovidiu Mazil a ținut meciul în frâu. Nu au fost foarte multe incidente violente. Claudiu Oară a fost cel care a primit pentru acea lovitură de picior în capul lui Claudiu Bumba. Centrare ce trece în spatele porții, cade pe plasa de sus. Și repunere în colțul carului de 6 metri pentru Mihai Pascal și îl vedeți pe Pascal cât de liniștit își pregătește atât balonul cât și mingea. Acela care l-ați văzut e Vasile Buhăescu, adus pe ultima 100 de metri de la Vaslui împreună cu Walter Hale. Walter Hale, un fundaș central foarte tânăr care a pornit de la Olimpia Satu Mare, la un pas se prinde un contract în străinătate, până la urmă a ajuns la Vaslui. Este împrumutat pentru a avea meciul în picioare, Walter Hale. Breșneni pierde mingea, tot el se duce să facă pressing. Pomei, Joinac vine, scapă mingea în afara terenului, însă Juhanca. Se va face așadar prima locuire. Să vedem pe cine va înlocui Buhăescu, de cine nu a fost mulțumit Edi Ordănescu. Și-a dat sacoul jos și urmărește meciul în picioare Edi Ordănescu. Deja se simte presiunea ultimelor minutelor, se scurge timpul deloc în favoarea Târgu Mureșenilor. Au sărit Carș de pe bancă, întreg colectivul celor de la Târgu Mureș solicită un cartonaș galben. Cioinac, vezi pe Edi Ordănescu, Cioinac îl lasă pe Sileghi pentru a executa această lovitură liberă. Trei oameni în zid, vine și al patrulea, vine și Tomozei lângă Vătăjelu, Neagoe și uite Claudiu Oară. Și Adi Stoica. Până la urmă se face un zid din 5 jucători. Încearcă Hanca să rupă zidul. Extraordinară execuția lui Loran Sileghi. Superb golul peste zid pe colțul scurt. Pascal, un plonjon întârziat și capitanul de echipă al celor de la ASEA Târgu Mureș reușește să deschide scorul în acest minut 59. Și dar după aproape o oră de joc, Loran Sileghi deschide scorul printr-o execuție de mare jucător. Lovitură liberă superbă, transformată de capitanul de 27 de ani, celor de la Târgu Mureș, Hanca. Spuneam, e în zid pentru a rupe acolo ceva, pentru a sparge zidul. Exact deasupra capului lui Sergio Hanca se duce această minge. Zidul nu a sărit așa cum și-ar fi dorit. Reacție a la Usain Bolt a fost aceasta lui Loran Sileghi. Și acum să vedem mutarea pe care o va face Edi Ordănescu. Îl introduce pe Vasile Buhăescu. De pe teren iese Hanca, cel care a contribuit mai mult sau mai puțin la acest gol.
de la ASEAN Târgu Mureș a ieșit cu numărul 10, Sergiu Hanta, și a fost înlocuit de numărul 9, Vasile Puhescu. Să vedem reacția lui Pelici. Într-un minut, Edi Orbelescu a schimbat după ce echipa lui a înscris. Și iată-l că îl va introduce în teren pe Octavian Vasile. Un jucător de bandă format la CSM Râmnicu Vâlcea. Reacție promptă a lui Pelici. Însă mă așteptam la introducerea lui Mureșan pentru a forța puțin atacul, să vedem dacă jocul pe benzi suferă sau cel minci între cei doi fundași centrali, acolo unde Enciu a apărut lipsit de orice șansă. Claudiu Bumba, și acum cred că vom vedea un cartonaș galben. Într-adevăr, Claudiu Bumba a avertizat pentru această reacție nervoasă. A fost și un cot aplicat în plină figură lui Bogdan Vătăjelu. Claudiu Bumba are de vedetă Claudiu pentru Claudiu Bumba. Bumba a văzut cartonașul galben. Vedem aici, intervenția, aici a fost o mână aplicată în figură și aici reacția de nervozitate pe care a avut-o Claudiu Bumba. Un cartonaș galben meritat primit din jocașul care a fost la un pas să rămână la AS Roma. Claudiu Oară, centrare pentru Ișvan Sabu, rea cu capul Ișvan Sabu, ia fața lui Vârtic. Se dă fault în atac și acum vom vedea o echipă a celor de la Târgu Mureș mult mai apatică, să spunem, în momentul în care mingile vor urma să fie reluate în joc. Nu se grăbește nici ca Parco, la fel cum a făcut-o până în acel minut 59 Mihai Pascal. Minge pentru Enciu Patriche, autorul golului. Silaghi ține mingea în joc. Breșneni a să minge doar până la Cioinac. Claudiu Bumba din prima ține mingea în teren. Tot Bumba preia frumos, dribling și un pas pentru Alexandru Dan. Silaghi, un 1-2 nereușit cu Buhuș. Silaghi, Crețu, e în careu, să vedem pe Crețu, dribling frumos, Crețu poate șuta din fața lui Buhăescu. Pascal respinge. Bumba aștepta la colțul lung o eventuală minge în cross. Frumos driblingul, vedeți aici, acolo s-a dus acea minge pentru ca Pascal să respingă în două rânduri din fața lui Vasile Buhăescu. Buhăescu reia pe poartă, mingea cade pe plasă. Îl vedeți pe Pascal alergând, ceea ce nu s-a întâmplat în primele 60 de minute. Octavian Vasile așteaptă la marginea terenului să intre în teren. Iese Claudiu Oară. Schimbare, hai să spunem, interesantă propusă de Alexandru Pelici. Avea un cartonaș galben Claudiu Oară. Octavian Vasile, o schimbare post pe post, putem să spunem. Octavian Vasile, exact în acea zonă a terenului, joacă ca și Claudiu Oară. Nu schimbă nimic în sistemul tactic. Enciu minge pentru Ișvan Sabo. La Homei pentru portarul Caparco. Degajare bună acestuia. Buhăescu se lasă jocul să continue până la un punct. A vrut să vadă arbitrul Mazilu dacă va fi avantaj în favoarea celor de la Târgu Mureș. O talpă pusă pe piciorul lui Cioinac. Din nou se cer un cartonaș galben care nu vine. Minutul 65. A trecut deja 20 de minute din această parte secundă. ASEA Târgu Mureș reușește să deschidă scorul
prin Silaghi, minutul 59. Tomozei din foarfecă, Octavian Vasile, luare bună, minge în centru, Breșni. Și acum Octavian Vasile în duelul său cu Patriche, are câștig de cauză fostul fundaj al celor de la Sportul. Frumos, s-a descurcat Siraghi. Buhăescu, Alexandru Buhuș. În prima pentru Crețu, minge destul de lungă Vătăjelu. Nu reușește decât să trimită o pasă pentru Alexandru Dan, Claudiu Bumba. Claudiu Bumba încearcă un șut ce se duce puțin peste poartă. A încercat să găsească colțul lung cu această execuție cu piciorul stâng. Degajare lungă a lui Pascal. Enciu s-a dus acolo doar la intimidare, nici măcar nu a sărit. Buhuș, preluare pentru Cioinac, primește Buhuș. Un 2, mingea lovește încă, însă în călcâi, o pasă venită de la Crețu. Reșițenii destul de neinspirați. Vătăjelu cu Bumba, Vătăjelu. Un fault ce se acordă în urmă cu câteva faze, după ce și Alexandru Dan l-a faultat pe Vătăjelu. Din nou un duel între Claudiu Bumba și Bogdan Vătăjelu. Doi jucători foarte tineri. Cei doi. Centrare a lui Apostol. Breșneni reia cu capul spre poartă și Târgu Mureșul mi se pare că a făcut pasul înapoi, ceea ce nu e bine deloc pentru ei. Să-l vedem pe Sabo. Dribbling, vine centrarea la colțul scurt. Neagoie încearcă un șut ce trece puțin peste poartă. Șut frumos lui Andrei Neagoie. O folia seca aproape să-și atingă ținta. Mureșenii încearcă să forțeze după ce pierd mingea, pierd posesia. Neagoie acum minge de urmărire pentru Sabo. Cade Sabo în duel cu Alexandru Dan și Vârtic, nu e Vârtic, Patriche trimite mingea în afara terenului. Sabo se ridică. Mureșan va fi chemat de pe margine, l-am auzit strigând pe Alexandru Pelici, strigându-lui Mureșan să dea drumul la sprinturi. Va intra în teren Mureșan, un atacant extrem de talentat. Și acum posibilitate de contraatac. Buhuș, Alexandru Buhuș, dribling frumos, cade și un lovitură liberă, se cere din nou cartonaș galben. Tomozei a fost cel care a faultat, însă nu era din postură de ultim apărător. Primește cartonaș galben Cristi Apostol pentru proteste. Până la urmă vine și cartonașul galben. A primit cartonaș galben. Lovitură liberă din acea poziție, însă de pe partea opusă a trimis în gol Siraghi. De această dată Claudiu Bumba e cel care va încerca să trimită spre poartă. Bumba respinge Pascal, un șut bun trimis de Bumba.
respingere și Țeni. Însă Homei mai puternic decât Sabo. Vine Sabo prea tare din spate. Mingea iese în afara terenului și va arunca de la margine Claudiu Bumba. Pe teren Silviu Mureșan, jucător ce a trecut și pe la Fortuna Brazi. A fost elevul lui Edi Iordănescu.